La Festa vă urează o seară perfectă! Și vin. Te rog, frate, n-o speție pe la noi să vin. Vino la început de toamnă, când e strâns un toi, să guși din panere poamă și mus din butoi. Vino toamna când prin sate nunțile pornesc, când se joacă hora mare, toți se veselesc. Vino la început de toamnă, când e strâns un toi, se guși din panere, poamă și mus din butoi. În Moldova mea, dorul-i dragostea, lăutarul cântă lumea, joc să vântă inimioara mea. În Moldova mea, ne vom bucura, lăutarul cântă lumea, joc să vântă în Moldova mea. Vara, primăvara sau când se pe plac, te primesc întotdeauna ca oaspete drag. Vin la noi în casa mare, noi te așteptăm, să ascultăm acordeonul fără să dansăm. Pe colinele Moldovei cresc liveți și vii, te rog, frate, n-o speție pe la noi să vii. Vino la început de toamnă, când e strâns un toi, să guși din panere, poamă și mus din butoi. În Moldova mea, dorul-i dragostea, lăutarul cântă lumea, joc să vântă inimioara mea. În Moldova mea, ne vom bucura, lăutarul cântă lumea, joc să vântă în Moldova mea. Seara și bine v-am găsit, am început emisiunea alături de, nu vine să cred, Adrian Ursu. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, bună seara! Tot cu expresia asta aș vrea să încep și eu emisiunea. Nu-ți vine să crezi? Pentru că nu-mi vine să cred. Pentru că am pus la dubii acest teaser pe care voi l-ați făcut, un anunț pe care l-ați făcut astăzi pe internet, l-am văzut acum seara, l-am postat și pe pagina mea și vreau să spun că nu este adevărat. Nu e adevărat, da? Eu am mai fost la voi. Și toți colegii m-au convins și tu la fel. Zice, Adrian, tu ai, cum ai întrebat-o? Adrian, tu ai cântat? Tu ai fost în studio nou, da, nou, deja nou, nu-i în, nou. În acest studio n-am cântat niciodată și nu am fost de când ați făcut anume varianta asta de studio. Și îmi dau seama că am mai fost la Dăruiești și Câștigi. Da. Am mai fost la alte proiecte frumoase realizate de ProTV. Am fost la Gusturile se discută, dar nu am fost la o seară perfectă. Ce s-a întâmplat? De ce? A apărut prăpastia asta între noi.
nu e nicio prăpastie. E o pauză și când e o pauză, dorul e mai mare. Adevărat. Și în Moldova dorul e dragoste. Acum am scris în acest refren, în piesa pe care am cântat-o. Adică când avem acest sentiment de dor, acum ăsta e un adevăr, când simțim acest sentiment de dor față de cineva, parcă dragostea e mai mare. Și eu cred că multă lume o să se regăsească în aceste cuvinte. Deși dragostea trebuie să fie aceea adevărată, aceea care, iată cum ai văzut tu, că sclipeau ochii mei când cântam melodia asta, și ai tăi sclipeau ascultând-o, iată asta e acea, nu știu, acel licăr al dragostei care trebuie să fie, să ne sclipească ochii când vedem omul drag, când ne vedem. Adică tu vrei să zici că atunci când veneai des la emisiune nu-mi sclipeau ochii când te vedeam sau ce? Eu pur și simplu vedeam prea des. Și din motiv că a venit o perioadă prea des, am făcut o mică pauză. Ai venit prea rar. A venit o mică pauză, a fost un pic mai mare. Eu pot să dau vina pe pandemie, pot să dau vina pe orice în lumea asta, dar a fost o alegere conștientă de a veni mai răruț și de a părea mai drăguț. Am promis să revin atunci când o să am cu ce. Da, scuze că te întrerup. Până la urmă, ceva s-a schimbat la tine, pentru că nu e vorba doar despre emisiunea noastră. Tu, în general, ai rărit-o cu aparițiile publice, da, te duci la evenimente acolo unde cânți, acolo unde moderezi, unde... Am fost la o petrecere corporativă, îmi amintesc, la ProTV. Anul deci trecut. Asta trebuie să spun. Anul trecut, dar de ce nu? Anul trecut, da. Deci noi ne-am văzut și de asta cumva mi se părea că noi relativ noi când, de mult. Noi când discutăm despre faptul că noi ne-am văzut, da, noi ca oameni ne mai vedem că orașul ăsta nu e atât de mare, dar vorbesc despre aparițiile în fața camerelor, acolo unde are ocazia să te vadă tot poporul și unde nu suntem doar noi patru ochi, dar sunt mulți, mulți ochi care stau pe noi și probabil că mulți, să știi că foarte multă lume astăzi mi-a spus: Adrian Ursu, nu pot să cred. Păi, dar ce mai face Adrian? Dar unde e Adrian? Dar uite, acum îmi dau seama că nu l-am văzut de atâta vreme. Există, tu o știi foarte bine despre ce vorbesc eu, despre faptul că tu ți-ai rărit aceste apariții publice. Și vreau să știu dacă există un motiv anume sau pur și simplu așa a venit firesc. La început mă gândeam să fie o mică pauză. Gen, nu știu, câteva luni o să decid peste câteva luni cu ce apar, cu ce piesă nouă. Apoi acele câteva luni s-au transformat într-un an, apoi am văzut că trebuie să muncesc mai mult în studio și să înregistrez melodiile noi. Am înregistrat o piesă cu Marco Selschi, am înregistrat melodii noi pe care eu le aveam, muzică, versuri, și nu reușeam să le înregistrez sau nu găseam momentul potrivit. Am făcut tot felul de proiecte, dar de fiecare dată apărea ceva că, uite, acum vin la emisiunile de Revelion, de Crăciun, apăream la TV, doar foarte rar. Uh-huh. Și în acest an lucrurile s-au schimbat pentru că așa a vrut Dumnezeu, probabil. Sunt exact 10 ani de când n-am cântat, n-am avut un concert solo al meu la Palatul Național și acum am simțit că este momentul potrivit. Și tot ce am pregătit este mai mult decât suficient, pentru că nici nu o să cânt toate piesele noi pe care le-am scris. Este momentul potrivit să invit oamenii la Palatul Național în acest an, în data de 20 noiembrie. Ca să le arăți ce ai făcut în ultimii ani. Ca să cântăm împreună. Așa. Ca să le cânt melodiile noi. Una din melodii, deja am cântat-o astăzi, apropo, asta este melodie în premieră. Așa, foarte frumoasă melodie. Mulțumesc mult! Dar mulțumesc mult, le spun oamenilor care au lansat această melodie, pentru că piesa asta, cei din generația părinților noștri, țin minte, varianta originală, o cântau frații Bivol, la Revelionul din 92, au lansat-o, iar eu am cântat pentru prima oară pe scena Palatului Național melodia Pe colinile Moldovei în anul 1994. Wow! Aveam 10, 11 ani. 30 de ani în urmă? Da, 30 de ani în urmă. Eram micuț și datorită festivalului Micul Prinț, care m-a descoperit, doamna Renata, o salut, dacă cumva vede această emisiune, eu cred că o să-i fie plăcut și ei. Tot într-o zi acasă mi-a venit melodia asta, nu în cap, dar tocmai în inimă, așa. Știi, am simțit că vreau să cânt piesa asta.
Și am tot amânat și apoi am zis că trebuie să cânt ce îmi spune inima, că acolo e mai adevărat decât în cap. Și mă bucur că Anatol Bivol și Irina Bivol au fost de acord să-mi ofere această posibilitate. Tot azi m-am întâlnit cu urmașii lui Pavel Bechet, regretatul Pavel Bechet, care a scris, umoristul care a scris foarte multe versuri frumoase pentru melodii, și ei la fel au fost de acord să-mi transmită, să-mi dea posibilitatea de a cânta această piesă. Împreună cu orchestra am făcut o altă orchestrație și am cântat-o astăzi în premieră aici. Da. Concertul din 20 noiembrie la Palatul Național, un concert solo Adrian Ursu, cu muzică atât populară cât și ușoară, așa cum ne-ai obișnuit. Vor fi două părți. Pentru că sunt foarte multe melodii. S-au adunat deja 20 de melodii de muzică ușoară și probabil cam tot 20 atâtea pentru concert sau 20 sunt noi? Sau și noi și vechi? Și noi și vechi. Pentru totuși, care e raportul? Dacă e să te uiți la ceea ce ai creat ultimii ani, unde te-ai dedicat mai mult, în ce parte? Melodii? Noi cred că am în jur de 10 de muzică ușoară și multe de muzică populară, dar într-un final, chiar nu de mult, întâlnindu-mă cu același Anatol Bivol, discutând cu el, el mi-a povestit din experiența lui din concertele în diasporă și m-am regăsit. A zis: Adrian, noi tot de fiecare dată pregătim melodii noi, dar când venim la concerte, oamenii... Tot pe alea vechile vor oamenii, absolut. Exact, ne roagă. Și vă rog frumos, ați cântat deja jumătate de concert, dar noi vrem trenurile sau... Sigur melodii. Că da. Și exact același lucru am zis că o să țin cont, să cânt neapărat melodiile pe care oamenii le așteaptă. Da, pentru că acolo sunt amintiri, sunt emoții, oamenii pe cântecele astea au făcut ceva în viață, știi? Fie s-au iubit, fie s-au despărțit, fie au plâns, fie au râs, fie le aduc niște amintiri și atât. Făcut ceva în viață, cum mi-a venit, mi-a făcut copii. Păi, sau cine știe, inclusiv. Acum fiecare din dragoste, dacă le-au venit gânduri frumoase și au făcut ceva bun, asta este minunat. Și am ocazia să-i invit și chiar să cântăm împreună. Dar să știi că mi-aduceam aminte zilele astea de când tot știu că vii la emisiune, te tot învârtești prin capul meu și mi-aduc aminte de perioada în care scoteai hiturile astea de muzică ușoară, Mai fierbinte, Obsedat, astfel de piese mai creezi sau ți s-a tăiat de ele? Piesa Mai fierbinte am programat-o în concert. Interesant ai punctat. Nu am planificat să povestesc despre asta, dar de fapt, nu am planificat deloc nimic, dar nu m-am așteptat la întrebarea asta. La piesa Obsedat am hotărât să schimb versurile. Total, cap-coadă. Și rămâne doar melodia, da? Da. De ce? Pentru că aceste versuri frumoase, moderne pentru cineva, nu sunt potrivite pentru mine. Eu nu mă regăsesc, eu am putut să cânt piesa o singură dată, apropo, tot la o petrecere, O seară perfectă sau Pro TV, țin minte acel an, în 2018 sau 2019 am cântat și în rest, și atunci am cântat-o cu greu și în rest n-am mai putut să o cânt. Am zis, poate n-am găsit eu tonalitatea potrivită, nu știu. Într-un final eu nu mă regăsesc. Singur am scris melodia, am compus o idee de refren, dar într-un final au trecut ani și mi-am dat seama că mie mi s-ar potrivi altfel să arate piesa asta. Și la concert, eu sper să reușesc până la concert să fie acele... Și cum altfel sună Obsedat? Cum sună acum? Nu o să fie altfel, nu o să fie... Alte cuvinte. Dar se cheamă tot Obsedat? Nu. Dar cum? Altfel, nu știu. Se cheamă altfel? Nu vrei să-mi zici. Altfel se va numi. Nu vrei să-mi zici, e o surpriză. Primul rând, nu sunt gata versurile în varianta finală. Și pentru că m-ai întrebat, ți-am răspuns. Deci, dacă nu rezonez cu o melodie, nu o cânta. Și asta se referă la oricare artist. Dar tu ai făcut Dita mai clipul la piesa aia, mi-aduc aminte la lansarea. Știu, și este, el este. Este, cine vrea poate să o vadă. Da? Pe YouTube, nu-l șterg de pe YouTube, rămâne acolo, cel puțin deocamdată. Așa, bun, nu te reprezintă și acum ce fel de muzică te reprezintă? Dacă e popular, e clar. Cea ușoară mă interesează. Muzică ușoară, spre exemplu, piesa pe care o voi lansa astăzi, videoclipul pe care l-am postat pe internet, mă reprezintă. Așa. Dintotdeauna mi-a plăcut să cânt pian și voce. Și oamenii îmi spuneau despre asta, dar eu cumva, și eu simțeam, dar în același moment, asta
Bine, îți spun așa cum este. Asta parcă noi, nu știu dacă o să placă la toți. Unii spun că asta e cam trist, alții spun altceva. Prea mult depins de ce spun unii și ce spun alții. Asta este problema multor oameni din diferite profesii. Tu trebuie să faci ceva, pentru un artist este potrivit ceva, dacă eu simt altfel, eu nu trebuie să fac ceea ce este în vogă. Deci, cum am făcut cu piesa despre care am vorbit anterior, când vrei, te uiți, uite, la modă, Carla sau altcineva, deci textele astea, așa sunt acum textele, aș vrea așa un text. Și sunt recunoscător, pentru că Ana Sârbu mi-a scris versurile bine, dar trebuie să cânti ce-ți cânte inima ta și sufletul tău. Iar eu simt că vreau să cânt altceva. Simt că atunci când... Și nu este neapărat să cânti melodii lente. Nu înseamnă că când piesele noi sunt toate lente. Sunt melodii, pur și simplu, cu alte versuri, cu alte gânduri, cu alte emoții. Să trezească acele emoții plăcute, frumoase, care să inspire oamenii și poate să-i facă să fie mai buni cu ei însăși, cu cei de alături. 98 se dat, ne trebuie să iei emoții foarte bune, să știi. Așa părerea noastră, foarte celor bine, din redacție cel puțin. Știi că nu ne-a plăcut piesa asta și am tot umblat cu ea în cap. Da, ziceai despre piese lirice, cumva mai lente, că nu sunt neapărat toate așa. Cea pe care o, de fapt, videoclipul care îl vedem imediat, este o piesă de dragoste, o piesă frumoasă, o piesă parcă numai bună pentru miri, pentru proaspeții însorăței, cel puțin așa mi s-a creat impresia, poate pentru că videoclipul cumva te predispune la și asta. Și pentru asta și pentru că aș... Deci, într-un final, deseori mă ascundeam de momentul ăsta că sunt destul de des invitat să cânt la evenimentele de familie, la nuntă, la botez, la zi de naștere. Și tot oamenii din jur... păi asta e de nuntă. Știi? Cu expresia asta și automat tu începi să crezi în asta. Și de parcă uneori aveam și perioade în care te simți, dar nu chiar sigur că, uite, piscina asta e piscina mare, cum ați spus și voi, n-a fost piscina mare de ceva timp. Eu am mai fost și la Palatul Național, am fost și în Statele Unite, am fost și la alte evenimente în diasporă din 2020 până acum, dar am descoperit că, de fapt, încă o dată, aceste sărbători de familie sunt un prilej în care doi oameni care se iubesc, cel puțin în acea zi și în acea perioadă, ei se iubesc foarte mult. Ce va fi în viitor, asta depinde de ei, depinde cum își vor așterne, așa vor dormi, dar am ocazia și avem cu toții ocazia, cei care cântă la astfel de evenimente, să cântăm pentru 100, pentru 150, pentru 200 de persoane, pentru oameni care au venit să împărtășească o bucurie cu cei care se căsătoresc. Și o melodie de dragoste este potrivită pentru astfel de evenimente și pentru concerte și pentru orice. Da, este și o declarație frumoasă de dragoste pe care zic să o ascultăm sau mai bine zis să vedem clipul chiar acum. E primul pas, e primul dans și viața mea va fi doar a ta. Tot ce-am visat s-a întâmplat, inima ta mi-a răspuns cu da. Doar alături întotdeauna, fericit să fiu împreună. Frumoasa mea, we'll be right back.
frumoasa mea, aleasa mea, mireasa mea. Pe cerul meu ești ca o stea, ești dragostea. Frumoasă piesă, frumoase poveștile de dragoste, care, apropo, sunt adevărate, îmi spunea Adrian Adineaur. Sunt imagini de la două evenimente a unor oameni reali, nu actori. Sunt cupluri reale. Cine poate să joace cel mai bine doi îndrăgostiți? Doi oameni cu adevărat îndrăgostiți și cine poate să dea emoția care nu este jucată, dar adevărată? Și cine poate să cânte așa dacă nu e îndrăgostit? Asta ai spus tu, dar ai plăcut. Păi despre tine spun. Vreau să-i mulțumesc, în primul rând, să-i spun un salut și să-i mulțumesc lui Dima Vutcariov. Într-o zi am văzut un video tare fain și n-am înțeles ce este asta. O publicitate, ce este? Era un video tare fain, plasat pe Instagram și de la acest video am căutat să văd cine l-a realizat, apoi să văd portofoliul lui și am descoperit un băiat în realitate timid, și tot în realitate la fel de talentat, care are capacitatea de a simți și de a prinde acele imagini frumoase și a avut ocazia să lucreze o perioadă îndelungată și în România și este solicitat și peste hotarele țării. Iată, avem aici două evenimente, unul în Barcelona și unul la Zurich. O pereche de moldoveni, Victoria și Danu, le mulțumesc și lor, și Darko și Helena, care sunt macedonieni și au făcut nunta în Elveția. Wow! Da? Și lor le-au scris, le-am scris mesaje, am întrebat dacă acceptă, dacă le place piesa și dacă acceptă. Și am făcut această colaborare, iată așa, împreună. Bun. Revenind la concert, un concert solo înseamnă că vei fi doar tu, nimeni altcineva nu mai cântă? Pe afiș așa am decis să fiu doar eu și așa cumva mi se pare firesc, concertul artistului, artistul invită. Și oamenii trebuie să vină pentru artistă. Da, iar ce îi așteaptă în concert, îi așteaptă și alte surprize. Uh-huh. Vor fi și alți interpreți care vor cânta, pe care am simțit eu cu inima că trebuie să fie acolo, pe care a simțit Irina, soția mea. Noi discutăm foarte mult. Ne sfătuim unul pe celălalt. Deseori eu vin cu un sfat în domeniul ei pe care îl cunosc, dar nu atât de bine. Și poate ea nu observă acel moment. La fel s-a întâmplat acum și se întâmplă în fiecare zi în perioada asta de pregătiri, când ea vine cu câte o idee care eu la început spun, Irina, nu înțeleg, nu văd nicio legătură. De ce? Și apoi e o pauză. Și apoi văd legătura și văd că se aranjează bine. Uneori am senzația că omul care ține la tine, te iubește și chiar dacă nu este din domeniu, îți poate da un sfat mai bun decât un om mega profesionist în acel domeniu. Da. El te știe mai bine, el te simte mai bine și... Se poate întâmpla și asta. Și apropo de domeniul din care activează Irina, înțeleg cum în casa aia voastră cu atâtea prăjituri și atâtea dulciuri, tu ai slăbit. Asta voiam să zic de mult, apropo. Tu ai slăbit, ți-ai schimbat regimul, alimentația. Un pic. Un pic. Da, să mă împart cu secretul. Te rog! Te rog! Eu am glumit, de fapt, dar atunci când aleg să mănânc un desert, da, îl aleg să fie desertul creat de Irina, de echipa ei și în loc de una din mese, mănânci desert. Poți să mănânci și două. Dar în loc de prânz sau în loc de cină. Poate trei doar desert. Poate și trei. Spate, da? Da, spate, e bine, dar pentru mine, de exemplu, două deserturi este suficient și eu știu care să le aleg. Sunt deserturi
destul de bărbătești, consistente, tartă cu caramelă și cu nuci și cu alune și cu caramelă sărată și cu niște firi nu, și un pic de sare chiar. Ți-e foame, am impresia. Da, îmi lasă gura apă, da. La amiază. Vizualizezi ce, da, ce zici. Și știi despre ce vorbesc. Cu siguranță. Voi sunteți, până la urmă, cum zici tu că Irina îți dă sfaturi în aletare, voi faceți tot împreună. Înainte mâncam, cum spuneam noi, cei ce a rămas, o bucățică, da, de tort. Sau... Uh-huh. Acum, având și noi o mică patiserie, avem ocazia... Meriți porția întreagă. Da, da, îți alegi frumos, vii și e doar a ta. Nu exact. Trebuie să mănânci ce a mai rămas. Apropo, ce face frumoasa ta familie? Suntem bine. Cineva mă așteaptă în mașină, așa ales. Fata. Cine? Am luat-o de la școală. Da, și am vorbit astăzi. Sunt tătic. Am mers să vorbesc cu profesoara, să-mi povestească cum este ea la școală, să-mi povestească cum, ce emoții o încearcă, că își face griji. Și când îmi povestea despre fată, eu mă regăseam, parcă îmi povestea despre mine. Își face griji, să iasă totul bine, vrea tot să țină sub control. Niște calități pe care eu le am și nu întotdeauna sunt atât de bune, nu pot să ții tot sub control, nu este posibil. Și o ascultam, dar învățam și ceva despre mine. Și aflam câte ceva nou, unele lucruri le știam și eu, alte lucruri nu le știam. Astăzi profesoara a aflat și ea ce spune fiica noastră despre ea. Și am spus, Doamne, ea spune că sunteți severă. Doar că spuneți că nu sunteți severă cu ea. Dar cu, i-am spus, am avut o discuție foarte plăcută și sinceră. Câți ani are Maria Andreea? Că deja... 11. My God, cum trece timpul, da. Mi-aduc aminte, odată noi am făcut cu tine un live de la voi în curte și era așa micuță pe acolo, abia... Trec ani. Mă bucur că trec frumos. Da, că trec frumos, da. Că trec frumos, că avem cu cine discuta, avem misiuni de îndeplinit și misiunea de îndeplinit nu e doar profesia, dar și misiunea de mamă, de tată, de soț, de bărbat. Da, probabil că acest timp pe care ți l-ai luat ție ți-a oferit și mai mult timp cu familia, așa presupun eu și din vorbele tale îmi dau seama că așa și este. Te dedici mult educației copiilor și în general casei, nu? Mult mai mult decât până în 2020. Asta este un adevăr, despre asta am mai povestit în emisiune. Am senzația că am povestit tot la tine în emisiune, dar poate am povestit, vezi că dacă, mie mi se pare că dacă mergi la gusturile se discută, sau mergi la dăruiești și câștigi, de parcă tot cu voi am vorbit. Dar am mai spus-o și oamenii poate nu cred. Pandemia și perioada aceea de a sta acasă i-a schimbat pe toți. Pe cineva mai mult, pe cineva un pic mai puțin. Dar oricum nimeni n-a rămas neatins. Atitudinea față de viață, față de familie, față de cei dragi, față de timpul pe care ți-a rămas să-l petreci aici pe pământ, tot s-a schimbat atitudinea foarte, față de multe lucruri. Cineva poate a devenit mai superficial, deși nu cred. Și eu mă bucur că am avut această ocazie și cineva ne-a oprit și ne-a dat mi-a dat șansa să descoper un alt fel de trai și un alt fel de tempo de viață. Și ție îți scriam mesaje și îți spuneam bucură-te de familie, de copii. Tu știi, eu ți-am mint foarte bine. Și te-am încurajat și ți-am spus acele gânduri pe care le-am simțit atunci când ai devenit pentru prima oară mamă. Eu țin minte asta. Și eu țin minte, mulțumesc, Adrian. Cu drag, cu drag. Și eu vreau, dacă suntem pe final, vreau să reușesc să mulțumesc Radmilei Popovici pentru versurile la piesa Primul Pas și lui Eugen Doibani, care la fel a făcut orchestrația și, în general, tuturor oamenilor care se implică acum ca împreună să realizăm un concert frumos. Marian Ungur și bandul lui, pentru că vor fi și instrumentiști, respectiv de muzică ușoară, totul live,
cei de la sala cu orgă, vioriștii care au acceptat să mă susțină. Deci vom fi peste 50 de muzicieni în scenă în data de 20 noiembrie. Așadar, un concert frumos, vă invit Adrian Ursu, 20 noiembrie, Palatul Național. Iar ție, Adrian, îți mulțumesc din suflet pentru că ai venit astăzi la noi. Sper că până la următoarea noastră revedere aici, să nu dureze încă 4 ani, dar cine știe asta deja cum simți? Eu o să revin. O să revin. Așteptăm. Da. Mulțumesc din suflet. Noi luăm acum o scurtă pauză și revenim în câteva minute. Rămâneți cu noi, suntem live și pe pagina noastră de Facebook. O seară perfectă la Pro TV. La Festa vă urează o seară perfectă. Acum e mai simplu decât crezi să fii frumoasă, chiar și nemachiată. Un studio de micropigmentare din Chișinău se bucură de succes la niciun an de când a fost deschis. Cine sunt meșterii, dar și care sunt cele mai solicitate proceduri de micropigmentare, aflăm imediat. Noi suntem un studio de micropigmentare, predăm cursuri împreună, deci suntem de două ori mai puternici, să zic așa, și eliminarea tatuajului cu laser. De asemenea, avem și un cabinet de alungire a unghiilor. În martie împlinim un an de la deschidere, dar am reușit să formăm deja o echipă. Avem fetițe noi pe care le-am antrenat și le-am crescut personal. Împreună cu noi trec toate perfecționările, toți pașii prin care am trecut noi și am învățat timp de ani, lor le redăm într-un timp mult mai rapid. Procedura de machiaj semi-permanent te poate ajuta dacă îți dorești să economisești timpul în fiecare dimineață. Fie că optezi pentru sprâncene, buze sau pleoape, totul poate fi realizat într-o oră și jumătate în atmosferă confortabilă într-un salon modern. Inițial, fetele vin cu micropigmentarea sprâncenilor, după care revin numai de parte de una, două luni și se programează și la buze și după asta și la pleoape. Am o experiență de 6 ani, dar nu doar în micropigmentare, dar și în eliminarea tatuajului cu laser. Acum sunt tendințele cu cât mai natural, cu atât mai bine, respectiv și doamnele au început să lase tendințele cele de sprâncene vizibile, grafice, intense. Acum mult mai natural, chiar și la buze și la sprâncene, optează pentru o sprânceană mult mai naturală. Metoda cea mai eficientă pentru înlăturarea machiajului semi-permanent constă în folosirea laserului de ultimă generație. Ai văzut multe lucrări care arată oribil după înlăturarea tatuajului cu laser. Ți-e frică de cicatrici, cruste, sânge? Eu am soluția! Procedura asta chiar nu are vârstă. 74 de ani e vârsta care o țin eu minte, o doamnă. Foarte multe cliente de mele vin cu mamele lor la procedură. Mă încredințează persoana cea mai apropiată și sunt foarte mulțumită. În cadrul studioului, meșterii sunt instruiți nu doar prin cursurile de micropigmentare, ci și despre ultimele tendințe de promovare a serviciilor pe rețelele de socializare, precum reels-uri și echipament tehnic profesional. Am găsit-o pe Instagram. Am căutat mai multe meșterițe, dar m-a afectat chiar energia pe Instagram când am văzut-o, opresc la ea, începe fac curs. Am făcut cursul un an în urmă și nu am activat, dar după un an de zile am venit să o felicit pe Corina cu deschiderea salonului Arta și am rămas aici. Nu activez de mult timp în acest domeniu, dar vreau să spun că foarte tare îmi place. Cel mai mult îmi place reacția clientelor după proces. Micropigmentarea buzelor este cea mai inovativă procedură de îmbunătățire a aspectului buzelor. Le poți schimba forma și culoarea conform dorințelor tale. Des cred clientele că mărim buzele, dar nu este așa. Noi facem doar un contur bine definit, un nuanț potrivit clientei, alegem nuanța împreună cu clienta și nici de cum nu mărim buzele. Mereu se confruntă întrebarea aceasta. Pentru buzele voluminoase se recomandă un ten puțin mai roz și nici de cum nu roșu, de senzația de vulgaritate. Corina o cunosc de 5 ani, când eram cu băiețelul meu micuț și veneam la ea în studioul vechi. Am mers atunci prima dată la procedura de micropigmentare a sprâncenilor.
După care am urmat o corecție și iată ne-am revăzut, cred că peste 2 ani, pentru că au ținut 2 ani micropigmentarea. Am făcut și micropigmentarea buzilor și a sprâncenilor. Pentru mine este de o scăpare cumva, pentru că sunt mamă a 3 copilași și nu neapărat reușesc în fiecare dimineață să-mi pun machiaj pe mine. De ce micropigmentarea este o scăpare? Îmi place pentru că Corina face super natural, ceea ce pe mine mă reprezintă și că iarăși îți economisește mult timp. Procedura de micropigmentare poate fi efectuată pe tot parcursul anului, indiferent de anotimp. Totuși, ar fi bine să ții cont de câteva recomandări. Doar sunt câteva restricții. Înainte de mare nu se poate de făcut micropigmentare pentru că mergem să ne expunem la soare, se exfoliază pielea din exces, apă sărată, n-au voie la apă o săptămână. Din acest considerent. În rest, tot sezonul de anul împrejur este posibil să faci această procedură. Continuăm discuția alături de Diana Nasu. Bună seara, bine venit! Bună seara, Anișoara! Înainte ca să discutăm despre mai multe detalii, buze, ochi, sprâncene și așa mai departe, vreau să discutăm despre un eveniment de la care te-ai întors recent, 2 zile în urmă. Un congres de micropigmentare. Știu că voi de obicei sunteți cele care învățați pe ceilalți. Iată că și voi aveți nevoie de acest, nu știu, o etapă de perfecționare, bănuiesc, sau de a afla noi lucruri din domeniul ăsta, dacă mai sunt de aflat, și asta vrem să știm în această seară. Cum a fost la congres? După cum cunoașteți, învățătura este cheie reușită, exact. Nu este de ajuns pentru un meșter care predă să se oprească la o anumită informație. Lumea micropigmentării în continuu evoluează. De aceea noi trebuie să fim mereu în tendințe, cu noile tendințe, cu noi tehnologii, cu noi pigmenți la curent pentru a da o informație de ultimă oră viitorilor noștri cursanți, elevi, care doresc să cunoască această lume a micropigmentării, a frumuseții. Așa, și ce ai aflat nou la acest congres? Să știți că un aspect interesant a fost discutat la acest congres. Un număr foarte mare îl câștigă bărbații în lumea permanentului, wow, anume zona scalpului pentru a combate chelia. Adică se face micropigmentare aici unde... Exact. Și câștigă popularitatea această zonă pentru că tot mai mulți bărbați se confruntă cu incomoditatea de a ieși pe stradă și poartă o șleapcă sau ceva. Și de aceea au găsit o ieșire din situație, meșteri din domeniu să iasă cu această soluție. Foarte interesant. Și ați avut și demonstrații? Adică v-au arătat cum arată asta? Da, au fost doar că nu pe un bărbat chel, dar pe o zonă unde este mai rar părul, uh-huh, și domnul se incomoda, respectiv a fost o demonstrație unde am văzut și chestia asta. Așa, dar cred că la această etapă, da, e pentru cei cu părul mai răruț, nu total chel, că atunci da, exact, nu știu cum ar arăta. Și ce v-ați gândit? Ar putea ca și la noi să înceapă să fie oferite astfel de servicii pentru bărbați? Eu cred că personal nu, uh-huh, dar este o oportunitate și un câștig din surplus, pentru că bărbații în ultima perioadă au început să înțeleagă că sfera beauty este și pentru ei. Apropo, vin bărbați la micropigmentare sau deocamdată n-au la ce? În Turcia, când am fost, au fost bărbați care aveau nevoie de micropigmentare la buze. Nu la sprâncene, că știm că ei... Cu sprâncenele mai stufoase. Exact. Dar la buze doreau să fie mai suculente, uh-huh, mai intense la culoare. La noi nu. Încă nu am avut și nici cred că nu o să fie. Și ai vrut să zici nici nu vreau să... După aia te-ai gândit că... Da. E o experiență nouă, știi, cum trebuie să te înveți și cu așa ceva. Bun. Alte lucruri pe care le-ai văzut la congres și de ce ai nevoie să mergi mereu la aceste evenimente internaționale?
Să știi că congresele sunt vitale pentru un meșter în micropigmentare, pentru a ține pas concurenței, pentru a ține pas cu tendințele, pentru că în fiecare zi avem ce învăța, fiecare clientă care vine, avem și ce învăța și de la ea și respectiv dacă nu vom evolua, vin generațiile din spate care pot să ne facă față și chiar și să ne întreacă. De aceea trebuie să ținem pas cu tendințele. La aceste congrese o sumedenie de informație, pentru că vin speakeri cu demonstrații din alte țări, din Rusia, Ucraina, Belorusia, au fost foarte mulți. Da, ocazie de a acumula noi cunoștințe, dar și de a-ți face mai multe legături, că asta la fel contează din alte țări cu alții specialiști în micropigmentare. Bun, am văzut acolo, zicea o colegă de-a ta de la salon, despre micropigmentarea buzelor, despre faptul că multe fete confundă micropigmentarea buzelor cu mărirea lor, deși mie mi s-a părut că, până la urmă, voi puteți schimba și forma buzelor și poate vizual conferi un efect de mărire, nu? Este posibil dacă buza are asimetrie. O buză e un pic mai sus și una un pic mai jos. Deci una e noră, așa. Da, micuță de tot. Există specialiști de mărire a buzelor. Eu propun clientei să facă mai întâi asta și apoi să vină la mine, pentru că eu pot să-i dau un aspect mai frumos buzilor. Nu pot să intervin, că nu sunt plastician sau chirurg, ca să-i pot să-i fac ei mărire de buze. Iar în ceea ce privește culoarea lor, dacă, Doamne ferește, i-ai făcut unei cliente și nu-i place culoarea și vrea alta, ea se poate schimba? Adică după ce și-a făcut asta, își poate schimba altă nuanță la pigment? Desigur, doar că pentru a face o schimbare, trebuie să fie o culoare mai deschisă, că pentru că din deschis putem transforma o intensitate mai mare. Dar dacă este intensitatea prea mare, nu putem, doar cu înlăturarea cu laser. Dar nu ajungem la, la laser, la buze prin... Ne străduim să fie din prima ceea ce trebuie, ceea ce dorește. Zicea, e acolo un aspect foarte interesant, faptul că evoluează și moda sprâncenelor și le se schimbă de la o perioadă la alta. Cândva erau foarte subțiri, după aia a venit moda cu foarte groase, foarte stufoase, pieptănate, unse, nu știu mai ce și așa mai departe. Cât ține micropigmentarea și dacă, uite, de exemplu, peste 5 ani va fi moda să fie din nou foarte subțiri? Mă gândesc, ce se poate face în acest caz? Eu consider că moda poate să dicteze orice. Anul trecut a fost moda sprâncenelor albe. Da. Ați văzut bine, chiar și pe Dara am văzut-o cu sprâncene decolorate. Dar este un trend. Mai bine să purtăm ceea ce nouă ni se potrivește. Clasic. Da, sigur, pentru că avem niște caractere ale feței care nu ne permit tot tipurile de sprâncene. Dacă avem o frunte îngustă, noi nu putem nici de cum purta niște sprâncene groase. Și invers. Caracterele feței sunt stricte, de aceea doar după caracterele feței. Trendul vine și pleacă, noi trebuie să rămânem cât de cât plăcuți. Bun, vorbim și despre pleoapă, despre ochi, despre eyelinerul pe care îl faceți voi. Tot timpul mi s-a părut zona asta destul de dureroasă, dar am înțeles că nu e. Nu e cea mai dureroasă. Nu e cea mai disconfortabilă, pentru că clientul are senzația că acuci o să intre acu în ochișor. Așa. Dar suntem bine instruite și nu s-a întâmplat niciodată lucrul ăsta, de aceea doar frica de acest disconfort poate să fie. În rest... Așa, din nou, odată cu trecerea timpului, există riscul ca această linie să-și schimbe aspectul? Pentru că știm, trec ani, totul se lasă, forța gravitației, știi cum e? Totul se lasă pe corpul uman, la fel e și cu tenul. Își schimbă liniile? Da, își schimbă un piculeț direcția, dar noi ne străduim să nu adâncim acea lucrare ca să fie o posibilă corecție pe viitor, să o menținem mereu. Așa, deci ea poate fi corectată și atunci totul e reușit. Bun. Și acum laserul, care vine să scoată tot ce s-a făcut prin tatuare, adică cumva mai invaziv, încă mai există multe fete care au tatuaj? Foarte multe.
foarte mult. Foarte multe, dar din păcate fetele ezită să vină să înlăture o lucrare necalitativă din frica miturilor care circulă pe internet că sunt cruste, sânge și tot felul de probleme. Probleme, da. Cum e în realitate? În realitate, o procedură de laser durează doar 2 minute. Wow. Este nu chiar plăcută. Un pic pișcă, dar este, a rezistat toate clientele la care eu le-am făcut. Și tatuajul pișcă și dacă au rezistat la tatuaj, atunci rezistă și laserul. Deci se poate și fără chitnă și o sândă. Da. Diana, îți mulțumesc tare mult pentru discuție. Mult succes îți doresc în continuare. Și ție îți mulțumesc, Anșoara. Emisiunea noastră se încheie aici. Mâine vedem experiența la înălțime a unei prezentatoare Pro TV. A fost la înălțime la propriu și a trăit cea mai tare experiență la altitudinea de 500 de metri. Neînfricate sunt fetele din redacția știrilor Pro TV, dacă Iuliana Maranciuc a zburat cu parașuta, Daniela Andreev cu parapanta, astăzi a venit rândul. Cine e prezentatoarea din redacția știrilor Pro TV care a avut curajul să zboare cu paramotorul, afli mâine la O seară perfectă. Așadar, ne revedem mâine la ora 18, o seară perfectă în continuare. La revedere! La Festa vă urează o seară perfectă!